Amicalul dintre cele două reprezentante ale județului Suceava în fotbalul profesionist a fost sărac în faze de poartă. Gazdele și-au creat câteva ocazii de a înscrie prin Ciobanu și Ionesi, iar Foresta a replicat prin Sumanariu și Kimbaula. Bucovina Rădăuți speră să obțină primele puncte de la promovarea în Liga a treia la finalul acestei săptămâni, când se va deplasa pe terenul formației AFC Odorheiu Secuiesc. De cealaltă parte, după succesul cu Mioveni, Foresta speră să realizeze o nouă surpriză în Liga a doua și să se întoarcă neînvinsă de pe terenul liderului clasamentului Hermannstadt Sibiu. De altfel, victoria de săptămâna trecută a reaprins speranțele suporterilor suceveni. Primarul Ionuncu a mărturisit că pe Facebook se fac presiuni pentru modernizarea stadionului Areni. Am foarte multe presiuni pe Facebook să trecem de mâine la modernizarea stadionului, să facem nocturnă, să facem toate cele care sunt necesare acolo și pe care eu le susțin până la un punct. Totuși, condiția de bază este performanța. În măsura în care Foresta va avea performanță, va bate la promovare în Liga Națională, în Liga 1, aceste lucruri vor veni de la sine. Până la alta, noi reparăm la stadion, așa cum am spus, centrale termice, sonorizarea, am vopsit toate tribunile, vom înlocui o serie din scaunele de acolo, dar vă spun, condiția de bază și vă spun cu tot respectul pentru cei care iubesc fotbalul, nu punem căruța în fața cailor, prima trebuie să vină performanța. Dacă Foresta se va bate la promovare, în 3 luni de zile aceste lucruri se pot rezolva. Am avut discuții cu consilierii locale, inclusiv cu cei de la PSD, sunt cei de acord să montăm măsura în care sunt performanțe nocturna la stadion, dar trebuie să dovedească Foresta că este acolo sus, se bate la promovare și atunci aceste lucruri se vor face. Altfel, sigur că este greu de bani și nu investim bani fără să avem certitudinea că acolo se face performanță și avem șansa să intrăm în Liga Națională.